Sunt Sophie White Poodle Watkins și sunt manager și colegraf la Știți și Sfatul Roz. Bine ați venit la episodul 4, care a venit foarte, foarte repede. Deci, v-am așteptat cu drag și cu noi întrebări. După episodul 4, vă mai așteptăm cu întrebări, că nu avem decât 7 de data asta. Până acum am avut câte 8. Bine. Și vă prezint cu mare drag pe Pinky! Bună! Și Sharpay! Bună! Suzuki Pony! Bună! Suzuki Mireian! Bine și bine ați venit la episodul 4 cu Știți și Sfatul Roz! 7 întrebări de la Ionuț, eu și vă mai așteptăm! Și de asemenea vă așteptăm cu foarte, foarte multe întrebări pentru episodul 5 și așa mai departe. Sezonul 1 va avea 10 episoade. De-abia avem 4. Așa, și avem 7 întrebări pentru astăzi și 3 știri noi din Webkins. Sofie, ne aduci, te rog, întrebările de la Ionuț, eu. Sigur. Mulțumim. Cu plăcere. Să începem. Întrebarea numărul 3, că la ea am ajuns. De cât timp joci Webkins? Ca să vă răspund așa, Billy joacă Webkins din 2009, din clasa a treia, de când a aflat de la colegile ei de clasă. Și repede s-a dus și s-a rugat foarte mult de părinții. Deci din 2009 joacă Webkins. Întrebarea numărul 4. Care e cea mai mare trăznaie pe care a făcut-o Webkinsii tăi? Cea mai mare trăznaie pe care a făcut-o Webkinsii lui Billy, adică noi, a fost atunci când, la munte, când mă jucam cu ei la un râuleț, s-au dezechilibrat de pe o piatră și au căzut în apă să ia cu puternicul val și atunci m-am speriat foarte tare că îi voi pierde, pentru că era Hansel una din Swiggy. Dar am avut noroc că nu l-am pierdut și l-am chiar acolo sus. Așa, deci chiar am avut noroc că nu l-am pierdut pentru că nu vreau să rămân fără Sweetie. Dar aceasta a fost cea mai mare trăznaie pentru că chiar m-am speriat foarte tare atunci. Da. Și am început să plâng. Întrebarea numărul 5. Care e cel mai tare film pe care l-ai văzut? Cel mai tare film pe care l-am văzut a fost... a fost ceva cu Barbie. A fost Elvin, a fost Ștrumfii pe care l-am văzut cu cea mai bună prietena mea, CNRT și Best Friends Forever. Este cel mai frumos film pentru că mi-a plăcut foarte mult, a fost animat și l-am mai văzut și acasă încă o dată pe calculator, pe laptopul meu personal, pentru că mi-a plăcut foarte, foarte mult și m-a impresionat. Chiar foarte, foarte mult. Întrebarea numărul 6. Ce gen de filme îți plac? Lui Bidri îi plac foarte mult filmele de comedie sau romantice și sunt foarte, foarte amuzante, chiar cele cu ștrumfii care au fost animație din SUA, de la Disney, și mi-au plăcut foarte mult cele de comedie și romantice. 7. Care e autorul tău preferat? Autorul lui Billy preferat este... sunt foarte mulți autori, adică eu acum să aleg unul la întâmplare, pentru că eu nu am unul chiar foarte, foarte preferat. O să vă zic Mihail Sadoveanu, pe mine m-a impresionat foarte mult, sau Ion Creangă, care chiar mi-a plăcut romanul lui cu amintiri din copilărie. Mi-a plăcut foarte mult și chiar am citit romanul și mi-a plăcut foarte mult. Întrebarea numărul 8. Care e materia ta preferată? Materia mea preferată, materia lui Bidri preferată, de fapt, este româna, pentru că știe literatură foarte bine, are inteligență, reține tot ce îi zice doamna și din câte ne zice nouă, îi place foarte mult doamna de română și este impresionată și șocată de ea. Doamna Picioruș, Diana, este o doamnă foarte specială pentru că ne duce, ne îngrijește ca mamă pentru noi și chiar
place foarte mult de ea. Și chiar dacă avem emoții uneori, Sting este ca o mamă pentru noi și mai ales că ne predă și are o voce calmă și drăguță. Întrebarea numărul 9 și ultima. Cum să strâng banii într-un mod eficient pentru un nou webkin? Să strângi banii eficient pentru un nou webkin? Nemai cheltuind, dacă nu știu acum dacă tu cheltui, eu nu știu, dacă tu cheltui pe chipsuri, pe mâncare, deci tu nu trebuie să, trebuie să strângi foarte mulți bani. Dacă tu primești alocația de la părinții tăi, uite, eu nu primesc, mie mi-o strânge pentru când voi fi mare, strânge bani de la alocație și voi strânge chiar foarte, foarte mulți bani. Dacă nu ți-i dă, încearcă să faci curat în casă sau să faci ceva pentru părinții tăi și să nu să-ți dau o răsplată pentru asta, un webkin sau chiar bani cu care poți să ți-l cumperi tu, să ți-l alegi tu. Și așa poți strânge, să nu mai cumperi și să faci o economie de bani în pușculița ta. Da? Deci așa poți strânge tu banii. Bine. Mulțumim, Ionuț, eu și te mai așteptăm cu întrebări. Până acum mai avem nicio întrebare. Hai să mergem să spunem cele trei știri noi din webkins. Așa. Prima știre. Noul Tracer Hunt, ca mai vorbim noi în episodul anterior, sau chiar în episodul 2, eu cred că în episodul 3 trecut, așa mai contează, am vorbit despre Tracer Hunt. Dacă comentez tot competiția despre porcușorul din webkins, atunci primești un ceas Piggy Pompai, care este foarte, foarte drăguț, vă arăt și o imagine cu el. Așa, și este cu o casă și cu ferma unde trăiește el. Da. A doua știre, însă, este din comunitate. Da, și eu spun eu. We love the Clover Lion. Imediat. A apărut Bengal Tiger Signature, care este, a apărut mai de mult, dar vă zic acum de el. Este foarte interesant, foarte drăguț și primi și jeton, apropo de întrebări. Da, cu poți să jetone mai repede. Alteo m-a întrebat. Da, deci uitați-l. Într-un mod mai eficient puteți să câștigați jeton la el. Deci așa. A apărut Clover Lion. Eu zic, a treia știri și ultima. A apărut Clover Lion la care primiți. În care aceasta. Peștera aceasta, obiect exclusiv. Și cadoul lui, care conține niște lucruri frumoase. Deci adoptați-l cât mai repede și chestia aceasta. Uitați-vă la videoclip. Make the clover lion your main source of luck today. This week, lion likes to hide out in their hidden clover den. And when they're looking for a hearty meal, they would love to pounce on a lucky steak medallion. A fost, sper să vă placă Clover Lion și au apărut niște blugi noi pe webkins, sunt aceștia și acesta este o cameră webkins, badmin pupi, așa. Ok, here's the bedtime puppy. I named her Lullaby and I know we're going to be the best buds. Acesta a fost un pic din adopție. Bine, ne revedem în episodul 5 cu webkins. Ne revedem în episodul următor cu webkins și până atunci vă spunem pa!